După multe săptămâni cu frig, am avut inclusiv nisoare la București și la Câmpie, nu vorbesc doar de munte. Ramona a avut vești bune pentru noi toată săptămâna. Să vedem cum încheiem însă, s-ar putea să vină și precipitații. Bună dimineața! Bună dimineața din nou, într-adevăr. Astăzi se anunță temperaturi normale pentru această dată, chiar mai ridicate prin partea de vest, dar nu scăpăm de precipitații. Tot undeva prin vest avem parte de soare prin partea de sud și sud-est. Mâine, la fel, temperaturile sunt foarte bune, dar vom avea precipitații cam peste tot. În weekend vor scădea temperaturile considerabil. Revenim cu detalii. Vești despre vreme avem de la Ramona. E tot cald. Bună dimineața din nou tuturor! Prima zi de aprilie aduce vreme apropiată de normal din punct de vedere termic în sud-estul țării și chiar ușor mai caldă în restul teritoriului. Astfel, temperaturile maxime se vor situa între 10-11 grade pe litoral și 19 până la 20 de grade prin partea de vest. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate în vest, centru și nord, unde mai ales spre seară local va ploua și sub formă de aversă, iar trecător se vor se la descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe la munte. Mergem în Maramureș, unde cerul va fi în general noros și sunt așteptate ploi, în special în partea a doua a zilei. Valorile termice vor urca până la 16 grade în Baia Mare și 19 grade în Satu Mare. Cer acoperit se anunță și în Crișana. Astăzi precipitații vor fi mai ales în jumătatea nordică a regiunii. În sud, șansele de ploaie vor fi reduse, iar termometrele vor indica la prânz 21 de grade în Arad și 22 de grade în Oradea. În Banat, cerul va fi acoperit de nori, iar spre seară vor veni și ceva ploi prin nordul regiunii. Maximele termice vor atinge 18 grade în Reșița și 20 de grade în Timișoara și în Lugoj. Pentru Oltenia, meteorologii anunță vreme variată cu soare în sud și cer mai mult noros în nord, acolo unde sunt așteptate și ploi. Mercurul din termometre va urca până la 16 grade în Târgu Jiu, 17 grade în Craiova și 18 grade în Drobeta Turnul Severin. În Transilvania, ziua de joi vine cu cer acoperit, ploi în nord și nord-vest, dar și cu temperaturi frumoase. Așadar, se vor înregistra 12 grade în Miercurea Ciuc, 14 în Brașov, 16 grade în Bistrița și Sibiu, 17 grade în Zalău și 19 grade în Deva și în Alba Iulia. Locuitorii Moldovei se vor bucura de soare în cea mai mare parte a regiunii. Excepție va face nordul, unde înorările vor fi accentuate, iar spre seară vor apărea și ploile. Valorile termice vor atinge 14 grade în Galați, 16 grade în Focșani, 17-18 grade în Vaslui, Iași, Botoșani, Suceava și în Bacău. Dobrogenii vor avea parte de o zi cu mult soare, vânt slab și maxime de până la 9 grade în Sulina, 10 grade în Constanța, 13-14 grade în Tulcea și în Cernavodă. În Muntenia, cerul va fi în general senin, vântul va adia slab, iar temperaturile vor urca până la 15 grade în Călăraș, Pitești, Ploiești și Alexandria și 16 grade în Giurgiu. În capitală vom avea o zi de joi cu soare generos și 18 grade în termometre. Mâine vom începe ziua cu soare, dar pe parcurs se vor aduna norii și sunt așteptate ploi însoțite de fenomene electrice. La prânz se vor înregistra 20 de grade. Sâmbătă cerul va fi acoperit de nori, va ploua, iar maxima zilei nu va depăși 12 grade. Fără niciun fel de păcăleală, meteorologii ne-au adus, se pare, vreme autentică de primăvară. După cum am văzut deja, chiar dacă mai sunt ceva norări și averse, măcar ne rămân aceste temperaturi frumoase. Cam acestea au fost informațiile despre vreme momentan. Să aveți o zi minunată! Dani?